În timp ce grupul se aduna pe un deal din Galileea, Isus a apărut deodată în mijlocul lor. Cu imire și venerație, l-au ascultat rostind celebra poruncă prezentă în Matei 28, 18 la 20. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. cine ne-a luat puterea? Cine ne-a blocat chemarea? În momentul acesta, în anul 2022, decembrie, împlinim noi porunca pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor săi, și anume Mergeți. Faceți ucenici, botezați, instruiți. Grăbiți venirea lui Isus Hristos? facem lucrul acesta? Cum ce sentiment aveți? Mă rog frumos, nu nu vorbiți în dreptul altora, nu vorbiți în dreptul a altceva. Adică e foarte ușor în general, răspunsurile vin așa. Păi nu, că noi la nivel de statistică mondială, noi lucrarea merge. Dumnezeu mă face atent și îmi spune că fiecare dintre noi va fi confruntat la sfârșit de Domnul Isus Hristos într-un fel de dialog față către față. Nu-mi dau seama acum, Dar la vremea respectivă, Domnul Isus Hristos Va putea să vorbească într-o singură întâlnire cu o mulțime de oameni. Este abilitatea lui de a face lucrul acesta. Și va vorbi personal cu tine și cu mine. Și mă va întreba. Și va discuta. Și va vorbi. Și mă va întreba de ce am făcut eu. Care a fost poziția mea. Cât de mult l-am iubit eu pe el. Cât de mult l-am mărturisit eu pe el. Într-o asemenea întâlnire personală. Eu sunt mulțumit de mine față în față cu Isus Hristos. 2. Într-un sens special, <coughs> adventiștii de ziua 7 au fost așezați în lume ca străjeri și purtători de lumină lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume care piere. Asupra lor strălucește lumina minunată din cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dat o lucrare de cea mai mare însemnătate. Proclamarea primei, celei de a doua și a treia să Nu există o lucrare de o importanță mai mare. Ei nu trebuie să îngăduie că altceva să le absoarbă Atenția. Care ar trebui să fie primul lucru care să focalizeze, să concentreze atenția noastră. Ați, ați reținut? Proclamarea. Proclamarea. Asta ar trebui să fie atenția mea și a, a noastră a fiecăruia. Să proclamăm. Ce înseamnă a proclama? Fraților, a proclama... Uh, nu știu dacă ar trebui chiar să explic lucrul acesta, că e destul de înțeles între noi, dar a proclama nu înseamnă să vorbești în șoaptă. A proclama nu înseamnă să dai de înțeles. A proclama înseamnă să faci cunoscut un decret. Un decret. Să faci cunoscut o situație legală care trebuie să fie auzită de toată lumea din momentul acela. Și de cei ce vor și de cei ce nu vor. Cele mai solemne adevăruri încredințate vreodată muritorilor ne-au fost date pentru a le vesti lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie avertizată, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie loial încrederii ce a fost acordat. Încă o dată mă întorc la întrebarea care am pus la început. Cine ne-a furat această hotărâre? Cine ne-a luat această viziune. De ce nu suntem atât de hotărâți în misiunea noastră precum cerul ne spune că ar dori să fim? Care sunt metodele? Știți, în momentul în care cineva știe care are cele mai solemne adevăruri încredințate vreodată oamenilor, în momentul acela spuneți-mi ce se întâmplă cu persoana respectivă. Dacă știi că ai un adevăr extrem de solemn și prețios, ce se întâmplă cu tine? Devi responsabil. Devi responsabil. Responsabilitatea te pune la lucru. Devi lumină pentru ceilalți sau sarea pământului. Așa că este simplu. Cel mai important lucru în legătură cu un creștin, pentru a-l bloca în activitatea lui, este să iei aceste adevăruri unice, aceste adevăruri solemne, să-i spui, a, e serios, tu crezi că numai tu ai adevărul? Fii liniștit. Nu tu ai adevărul. Fiecare om are adevărul. Credeți că numai voi, adventiști, aveți adevărul? Numai voi? Fiecare denominațiune are adevărul. Și în momentul în care, în momentul în care începi să gândești așa, ajungi la concluzia că Dumnezeu își face lucrarea Cu cine are adevăruri solemne, dar dacă eu n-am un adevăr solemn în încredințat mie, probabil că va lucra cu altul. Nu cu mine. Și încet, încet, noi am predat ștafeta și am zis să facă lucrarea altul. Cine e altul? Altul. De ce? E o, con e o concepție filozofică care ni se inoculează din ce în ce mai mult. Și anume. Niciun om nu poate să aibă adevărul 100%. E corect? E corect? Niciun om nu poate să aibă adevărul 100%. E corect? E, gândul ăsta te taie la rădăcină. Pe cum să spun eu, să mă duc eu la cineva și să-i spun uite ce spune, uite ce spun eu, tu n-ai adevărul, vin o să spun că am adevărul eu. Cum pot să spun treaba asta? Poți să spui? Nu, Punctul numărul 2. Vine altcineva și spune uh, dacă te duci și spui lucrul ăsta la un om, asta înseamnă uh, nu convertire și pocăință, înseamnă prozelitism. Ce înseamnă asta? Un alt cuvânt extrem de urât astăzi. Prozelitism. Adică ce i tu cu omul ăla? Te apuși tu care n-ai adevărul 100% să te duci la un altul care n-are adevărul 100% și să-l faci pe celălalt după modelul meu. Păi e normal așa ceva? Și de vreo 20-30 de ani încoace a început o campanie extraordinar de puternică împotriva oricărei încercări de a face ucenici. De a Da. Și uite așa, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune că am văzut un înger mergând prin mijlocul cerului, vestind cu voce tare, o evanghelie veșnică luminând pământul, între timp, datorită schimbărilor filozofice, noi am ajuns la concluzia că probabil că n-ar trebui să fim noi prin mijlocul cerului. Probabil că ar trebui să fie alții prin mijlocul cerului. Unde e problema, fraților? Că până acum, dumneavoastră, mergând pe raționament, care a fost evident foarte, foarte simplu, poate prea simplu, dumneavoastră a zis că lucrurile așa ar trebui să fie. Unde e greșeală. În momentul în care Domnul Iisus Hristos spune eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, Domnul Iisus Hristos a redefinit ideea adevărului și a făcut din adevăr nu o teorie ce a făcut din adevăr experiența practică a întâlnirii cu Isus Hristos. Dacă adevărul este o persoană și anume Isus Hristos, nu vei putea spune niciodată că eu am adevărul 95%. Poți să spui treaba asta? Dacă vă voi întreba pe dumneavoastră, ați citit cartea asta în întregime? Cineva poate să spună eu am citit o cam 50%, că am ajuns până aici. Și corect. Dar dacă adevărul este Isus Hristos, atunci, ori îl lai pe Isus Hristos și e bine, ori nu îl lai pe Isus Hristos și e rău. Atât. O persoană nu poate să fie înțeleasă, avută, însușită în proporție de 75%. Nu se poate. În căsătorie, soția cere soțului fidelitate de 100%. Soțul cere soției fidelitate de 100%. Cunoașterea de Isus Hristos este 100% în momentul în care cineva vine înaintea lui și îl primește pe Domnul Isus Hristos. Revelația aceasta a întâlnirii cu Isus Hristos este o revelație completă, uluitoare, fantastică. Este o asemenea venire a lui Isus Hristos în viața omului încât îl întoarce pe dos, pur și simplu. Evenimentul Paulin care s-a întâmplat pe drumul Damascului. Plecase de acasă, Pavel, prigonitor, prigonitor al Bisericii. Și, instantaneu, în întâlnirea cu Isus Hristos pe drumul Damascului, Pavel a devenit. Știți ce a devenit? Faptele Apostolilor, capitolul 22. Deschideți cu mine. Haideți, de dragul de a redescoperi scriptura. Pavel povestește despre sine și spune așa de la versetul 6. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit prejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ, am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pavel vorbește lucrurile astea în fața fraților săi iudei, încercând ca prin experiența lui să le dea și lor un gust din întâlnirea cu Isus Hristos. Oamenii care nu-L întâlniseră pe Isus Hristos niciodată, în sfârșit, să se întâlnească cu Isus. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Eu sunt Isus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat dar n-au auzit glasul. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a zis Domnul. Du-te în Damasc, ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa m-au dus la Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe toți iudeii care și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Era vorba de Anania, da? El mi-a zis, frate Saule, capătă din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri, ce, ce e cou veșnic, ce ecou veșnic chemarea străbunilor. Puteți să-i puneți tot felul de titluri extraordinare, dar același Dumnezeu, Dumnezeul părinților noștri, cel ce nu se schimbă nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nicio condiție, Dumnezeul părinților noștri, același ieri, azi și în veci, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel neprihănit, să auzi cuvinte din gura Lui, Vreau să mă întreb, la ce îl cheamă, la ce îl cheamă vedenia aceasta? La ce îl cheamă pe Pavel? Vă rog să observați, pe Pavel nu-l cheamă să fie membru al unei biserici, nu-l cheamă să fie membru al unei partide. El era deja membru partidei fariseilor, avea o sumedenie întreagă de uh, apartenențe din, de felul acesta. Dar niciuna dintre ele nu îi oferise această perspectivă extraordinară, fantastică. V-ați gândit vreodată în momentul în care ați intrat în biserică? Că Dumnezeu va a chemat așa ceva. Dacă nu v-ați gândit, înseamnă că ați vrut doar să intrați ca membrie în viața unei biserici. Și atât. Dar dacă vreți să-l auziți pe Iisus Hristos. Iisus Hristos vă va chema la așa ceva. Te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit, să auzi cuvinte din gura lui, să-ți vorbească Dumnezeu. Și Iisus Hristos. Ori, fraților, asta înseamnă ucenicie. Asta înseamnă să fii ucenic. Aici primește apostolul Pavel consacrarea lui ca ucenic. Din cauza asta, apostolul Pavel nu se va considera mai prejos decât Petru. Iacob, Ioan. Nu. Apostolul Pavel spune, eu am primit aceasta din partea lui Isus Hristos. Tu din partea cui ai primit chemarea în această biserică? Cine te-a chemat în această biserică? Poftim? Ai grijă! Descoperă-L pe Iisus Hristos în spatele omului care veni și ți-a vorbit. În spatele omului care te-a cufundat în apa botezului, descoperă-L pe Iisus Hristos, pentru că în momentul acela tu ai decis să mori împreună cu Iisus Hristos și să învii împreună cu El la o nouă viață. Același Iisus Hristos a fost și cel care ți-a vorbit ție. Ți-a spus aceleași cuvinte, aceeași, aceeași platformă strategică a fost așezată și în dreptul tău. Aceleași lucruri. Să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit, să auzi cuvinte din gura lui căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Apostolul Pavel a, a văzut și a auzit lucruri în momentul acela care îi vor justifica mărturia pentru o lume întreagă. Cuvântul spune, o lume întreagă va asculta la tine datorită a ceea ce s-a încredințat. Oh, uh, nouă ce ni s-a încredințat? Foarte interesant. Nouă ni s-a încredințat ceea ce a văzut Pavel. Nouă ni s-a încredințat ceea ce a cu Domnul Isus Hristos, nouă ni s-a încredințat ceea ce a știut Abraham, o istorie de patru de ani încredințată nouă, plină cu perspectiva aceasta a lucrării mântuirii, plină de perspectiva aceasta a lucrării lui Dumnezeu. O avem toată în mâna noastră. Iar noi astăzi spunem, ei cred că nu avem adevărul tot. Nu avem lumina toată. Nu. Frații mei, să ne oprim din această confuzie logică. Să ne oprim din ea. Avem lumină cum n-a avut niciodată nimeni. Mă întorc și citesc cele mai solemne adevăruri încredințate vreodată muritor. Asta e ceea ce avem. Versetul 16. După ce îi spune asta, continuă mai departe. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, fi spălat de păcatele tale, cheamă numele Domnului. A făcut treaba asta Pavel. Să presupunem că lucrul ăsta s-a întâmplat într-o zi de marți. Să presupunem, eu nu știu, că s-a întâmplat într-o zi de marți. Um. Ce o fi făcut Pavel în ziua de miercuri? Faptele Apostolilor, capitolul 9. Versetul 18, ultima parte. S-a sculat, a fost botezat. Deci a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu după ce a mâncat, a prins putere. A rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și în dată, stau și mă gândesc ce înseamnă în dată. Poftim? Nu înseamnă la scurt timp. În dată înseamnă imediat. În dată, a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În așa fel încât oamenii erau bulversați, pur și simplu. Și nu este ăsta care până ieri făcea prăpăd și acum vorbește invers, a, a greșit? Pavel n-a așteptat un moment de tranziție. Stai, să, stai puțin, că ce să zic? Vor să zică despre mine, eu, marele prigonitor, nu o să primească mărturisirea mea? Nu! N-a făcut momentul ăsta de tranziție. Pavel, îndată, ăsta era Pavel și Dumnezeu iubește spiritul ăsta al omului care atunci când îl cunoaște și îl recunoaște pe Isus Hristos, nu stă să se întrebe dacă să mărturisească pe Isus Hristos Îndată s-a dus și a vorbit despre Isus Hristos. Era dragostea lui, era bucuria lui, era sensul vieții lui. Era motivul pentru care mulțumea lui Dumnezeu că a putut și el să aibă parte de suferințele lui Isus Hristos. Datorită lui, datorită acestui Domn Isus Hristos, Apostolul Pavel și-a ales o viață incredibilă. Și eu cred că aici apare una dintre problemele noastre. Zice, 1 Corinteni 4:10, noi suntem nebuni pentru Hristos. Suntem slabi. Suntem disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame, de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne, osindim, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acestea, ca pădătura tuturor. Pavel, erai cinstea și frunta națiunii tale. Unde ai ajuns? Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu, eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie, spune Apostolul Pavel Corintenilor și în versetul 16 le spune Călcați pe urmele mele. Cum, Pavel, vrei să ajungem și noi acolo? Și apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele. În dimineața aceasta, problematica și provocarea este pe ce urme suntem? Pe ce urme călcăm? Sunt multe urme în lumea asta. Fiecare dintre noi ne alegem unele. Pe ce urme suntem? Mă fascinează, mă fascinează lucrul acesta și anume acest îndată, acest imediat, mă fascinează. Citind din uh, cartea schițe din viața mea, Am observat un lucru care mi-a atras mărturia și am zis uh, că probabil se potrivește secvența aceasta aici. Helen White În momentul în care îl primește în viața ei pe Domnul Isus Hristos, spre exemplu, are un vis în care l-a văzut în mod personal pe Domnul Isus Hristos, evident, într-o reprezentare vizuală, în așa fel încât să-l poată înțelege. Apoi, în momentul în care dânsa se hotărăște pentru prima rugăciune în public, era suficient de, suficient de timidă, astfel încât să-i fie greu să se roace public. A crezut că niciodată nu va putea face lucrul acesta. Cu toate astea, spune dânsa, când și-a dat seama că de dragul și pentru gloria Domnului Isus Hristos ea trebuie să facă lucrul acesta, a înălțat prima rugăciune publică. Deci vă dați seama, suntem la început. Suntem în primii pași. Iată un om care se întoarce la Hristos. Iată un om care se luptă pentru primul lui, prima ei experiență de rugăciune. Apoi vorbește despre faptul că a înțeles iubirea Tatălui. Și apoi trece la mărturie personală. Deci după ce a înțeles iubirea Tatălui, imediat apare nevoia să mărturisească în mod personal. Și iată ce am găsit scris de dânsă în legătură cu lupta ei. Am organizat adunări cu prietenii mei tineri, cam de aceeași vârstă. Unii dintre ei aveau o vârstă considerabil mai mare decât mine, iar câțiva erau deja căsătoriți. Se mai ușor să încep cu cei care, din punct de vedere la autorității, sunt sub autoritatea ta. E foarte greu să începi cu unii care au autoritate peste tine, iar unul căsătorit, spre exemplu, are autoritate. O parte dintre ei erau ușuratici și nechipzuiți, iar experiența mea, li se părea o povestire banală și nu acordau atenție îndemnurilor pe care li le adresam. Gândul ăsta m-a făcut să mi-aduc aminte de Pavel, care în momentul în care mărturisea despre experiența lui, a fost pe punctul să fie linșat de către norod. Dar eu eram hotărâtă să nu încetez să fac eforturi, până când nu voi vedea că aceste suflete dragi, pentru care nu o iubire atât de mare, își vor preda viața lui Dumnezeu. Am petrecut nopți la rând în rugăciune stăruitoare pentru cei pe care îi căutasem cu scopul de a lucra și a mă ruga pentru ei. Nopți întregi. Unii dintre ei au răspuns invitației mele din curiozitatea de a auzi ce doream să le spun. Alții, în special aceia care nu manifestau niciun interes, considerau că sunt prea insistentă în eforturile mele. Prea de tot, prea mult, prea agresiv. Nu, nu face treaba asta. Dar la fiecare dintre micile noastre întruniri, eu am continuat să indemn îndemn și să mă rog pentru fiecare în mod personal, până când fiecare a cedat în fața lui Isus, recunoscând meritele iubirii lui iertătoare, în cele din urmă, toți au fost convertiți la credința în Dumnezeu. Fiți atenți acum. Noapte de noapte, în visele mele, mi se părea că lucrez pentru salvarea sufletelor. În aceste momente speciale îmi erau înfățișate diferite persoane pe care le căutam după aceea și mă rugam împreună cu ele. Vreau să vă întreb, cum numiți asta? O numiți călăuzire? Numiți călăuzire? Mi se pare esențial. Ne întrebăm foarte mult, Doamne, dar cum să lucrăm? Ne întrebăm foarte mult, Doamne, da niște cursuri mai speciale pentru ca să învățăm cum să lucrăm? Nu se poate? Iată un curs superb în care ni se spune că prin stăruința în rugăciune vom fi călăuziți. În mod individual, fiecare dintre noi vom fi călăuziți în această lucrare. Deci, repet fraza. În aceste momente speciale mi erau înfățișate diferite persoane pe care le căutam după aceea și mă rugam împreună cu ele. Fiți atenți, în fiecare situație, cu excepția uneia singure, toate aceste persoane s-au consacrat lui Dumnezeu. Unii dintre membrii bisericii se temeam că eram, eram prea zeloase în ceea ce privește convertirea sufletelor, dar mie mi se părea că timpul este atât de scurt încât se cerea ca toți credincioșii care au nădejdea nemuririi și care așteaptă venirea lui Hristos să lucreze fără încetare pentru cei care încă erau victimele păcatelor lor și se adunau pe marginea prăpăstei îngrozitoare a pierzării. Ce diferență extraordinară de gândire! Uh, unii simt că e timp prea puțin, altii, alții simt că este timp destul. Unii simt că insistențele sunt prea mici, alții spun că insistențele sunt deranjante. Unii spun câștigați suflete la Hristos, alții spun nu faceți prozeliți. Ce diferență enormă! Nu uitați! Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele. Limpede, fiți ca Pavel. Pentru că Pavel spune și eu călc pe urmele lui Hristos. Fiți ca Hristos. Deși eram foarte tânără, planul de mântuire mi era foarte clar, iar experiența mea personală fusese atât de remarcabilă, încât ori de câte ori meritam la subiectul acesta, eram convinsă că trebuie să-mi continui eforturile pentru salvarea sufletelor prețioase și să folosesc orice ocazie pentru a mă ruga și pentru a-l mărturisi pe Hristos. Întreaga mea ființă era consacrată în slujba Domnului meu, indiferent ce s-ar fi putut întâmpla. Eu eram hotărâtă să împlinesc voia lui Dumnezeu, să trăiesc ca una care așteaptă venirea Mântuitorului și răsplata celor că dincioși. Mă adresam lui Dumnezeu ca un copilaș care vine la părintele său, cerându-i să îmi spună ce anume dorește să fac. Apoi, când datoria mi era descoperită cu claritate, cea mai mare bucurie a mea era să o aduc la îndeplinire. Se numește, încă o dată, se numește călăuzire. Uneori eram tulburată de încercări deosebite. Cei mai în vârstă decât mine încercau să mă rețină, să mă tempereze. Dar zâmbetul lui Isus îmi lumina viața și iubirea lui Dumnezeu locuia în inima mea. Așa că eu mi-am urmat calea cu un spirit voios. Nu uitați, frații mei, călcați pe urmele mele, spune Apostolul Pavel. Noi trebuie să fim canale consacrate prin care viața cerească să, transmită, a, să se transmită altora. Duhul Sfânt trebuie să însuflețească și să pătrundă întreaga biserică curățind, legând la oaltă inimile. Cei care au fost îngropați cu Hristos în botez trebuie să se ridice la o viață nouă, oferind. O reprezentare vie a vieții lui Hristos, asupra noastră este așezată o sarcină sfântă. Spuneți alte cuvinte pentru aceasta. Sarcină sfântă. Dați-mi alte cuvinte. Ce înseamnă sarcină? Povrăzi? Povară, datorie. Daților, nu putem trăi în afara acestei sarcini, în afara acestei poveri. Nu se poate. Sunteți consacrați lucrării de a face cunoscută Evanghelia Mântuirii. Perfecțiunea cerului urmează să fie puterea voastră. Vă rog frumos, cu aceasta o să închei. Dar rețineți. Sunteți consacrați lucrării de a face cunoscută Evanghelia Mântuirii. Ce înseamnă sunteți consacrați? Sunteți dedicați ca să vestiți Evanghelia. De asta sunteți aici. Trebuie să reînțelegem lucrurile astea pe care le-am pierdut. Trebuie să reaprindem focul ăsta în inimile noastre care s-a stins sub diferite alte cărări. Este singurul lucru care ne va da bucurie, împlinire, putere și mântuire. Nu că lucrul acesta ne va da mântuire, dar va confirma mântuirea care lucrează.